Acțiunea de împușcare a ursului, care a făcut prăpăd în ultima lună în mai multe localități din zona de munte a județului, a fost perfect legală. Este concluzia autorităților județului. Prefectura a organizat vineri o conferință de presă în care responsabilii instituțiilor abilitate cu gestionarea fondului cinegetic au explicat cum au procedat la uciderea ursului și de ce această măsură autorizată de la nivel central a fost perfect legală. În baza autorizației de mediu obținute, după aproape 2 săptămâni de observații intense cu personal salariat al Asociației Justiția Vânătului și Pescarul Sportiv Buzău, s-au întreprins numeroase acțiuni în toată zona Colți-Pănătău. Am avut mai multe echipe. În final, după această muncă de observare în primul rând și culegere de informații, în dimineața zilei trecute, în jurul orei 8, a fost recoltat ursul. În ziua respectivă au acționat în zonă 2 paznici de vânătoare Asociației Județene Vânători și Pescarul Sportiv Buzău. Ursul a fost așteptat în momentul în care se retrăgea din vatra satului, identificat de niște cetățeni. Am avut informația în timp util. Era identificat după urmă cu o particularitate evidentă. Ursul avea o particularitate anatomică în laba stângă din față. A fost așteptat, repet, într-un punct de trecere, undeva în extravilanul localității și a fost recoltat. Dovada faptului că este unul din urși sau ursul care a atacat în repetate rânduri zona comunei Colți și Pănătău este și conținutul cu stomacal, care conține mai bucăți de carne, se poate vedea în imagini. Este mascul, la fel, se poate vedea în imaginile prezentate. Au fost acolo ca și martori, inclusiv reprezentanții APM Buzău și Gărzii Forestiere, jandarmeria, cu care am colaborat foarte bine pe toată perioada observațiilor și acțiunilor derulate în zonă. Deci asta este, din punct de vedere tehnic, tot s-a derulat legal. Ceea ce a urmat împușcării ursului a stârnit un val de reacții vehemente în spațiul virtual, acolo unde primarul de la Colți a postat imagini revoltătoare. Așa se face că Pavel Rădulescu, cel care cârmuiește de mulți ani comuna Colți, a fost la rândul său convocat la prefectură pentru a da explicații în legătură cu comportamentul deplasat pe care l-a avut după împușcarea ursului. Așa, uite aici, cum să intre cu iunul ăsta, n-are cum. Și acum e pomana porcului, așa frecăm. Așa ne-a primare, bagă-i, dă-i bătaie, nu l-am sat. El a recunoscut că a greșit atunci când a batjocorit cadavrul animalului. Primarul a încercat totuși să-și găsească singur scuze, invocând ba emoții, ba tradiții. Îmi asum ce am făcut, am turnat cu bere pe urs, pentru că și eu acasă când tai porcul, e un moment de bucurie când îl tai și primul pahar de țuică îl torc peste el. Așa am făcut și aici. Dacă sunt judecat, nicio problemă. Îmi asum. Când vezi ta mai animalul jos, chiar dacă e mort, ai niște fiori. Mai ales când mi-a spus vânătorul, s-a ridicat în 2 picioare și a tras în el. V-aș invita la Colți să vedeți cum bătrâna care a fost la toaletă în fundul grădinii și noaptea a luat 3 oi. Acolo veni să filmați, nu pe mine. Eu noapte la ora 2 dădeam cu subsemnatul pe Facebook la toți. Ne-a venit că mă acuzau pe mine. Nu l-am împușcat eu. Asta este. O oarecare dezaprobare a venit din partea prefectului Carmeni Chim, care însă a insistat cu privire la pagubele produse de urs localnicilor din Colți și în alte zone învecinate, venind astfel în ajutorul primarului Rădulescu. Dezaprob faptul că domnul primar al comunei Colți a stropit ursul cu bere, a făcut ce a făcut, dar nu este sancționat și nu reglementăm acest lucru. Pe faptul că, o să-i dau cuvântul dânsului, nu pot să-i găsesc o scuză, dar nici nu pot să-l incriminez. Este modul dânsului de a se comporta sau modul dânsului de a-și arăta dezaprobarea față de acel animal care a intrat în locuințele oamenilor și care a terorizat atât timp. Ce trebuia să facă? Să mănânce un om, cum s-a întâmplat la Harghita? Și pe urmă spunem, nu domnule, că omul a atacat ursul. Haideți, ursul are 250, 300, 400 de kilograme. Imaginile au ajuns joi și la ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu. Imediat aceasta a anunțat pe pagina sa de socializare că va lua măsuri de îndată.
Este inadmisibil. La prima ora dimineții, o echipă de comisari de la Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu va fi la Buzău. Vom cere inclusiv intervenția organelor de cercetare penală, iar corpul de control al ministrului va verifica modul în care cei din agenția și garda județene și-au îndeplinit atribuțiile. Le garantez vinovaților că vor plăti scump. A scris Gabriela Gavrilescu. Reacția ministrului a fost taxată de prefectul Carmen Ichim, care a considerat regretabile afirmațiile ministrului mediului. Îmi pare rău că doamna ministru a mediului a făcut o afirmație atât de gravă la nivelul județului Buzău, la nivelul instituțiilor. Nu cred că este momentul și cazul ca să acuzăm ceva instituții până când nu avem documente, până nu verificăm documentele în baza cărora s-au acționat. Întreg scandalul a izbucnit joi, după ce primarul de la Colț a postat pe Facebook imagini filmate după îmbușcarea ursului, în care apare alături de mai multe persoane sărbătorind într-un mod nefiresc, stropind cu bere cadavrul animalului.